articol cum se va încheia media pentru cei care nu au apucat să ia destule note când se va susține evaluarea națională și bacalaureatul. Ministrul Educației Monica Anizie face precizări în legătură cu încheierea anului școlar, modul în care va fi încheiată situația școlară a elevilor, dar și referitoare la desfășurarea examenelor naționale. Continuă învățarea asistată de tehnologie până pe 12 iunie, când se vor încheia cursurile anului școlar 2019-2020. Pentru elevii care nu au acces la tehnologie, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor oferi sprijin, a anunțat Monica Anizie. Ministerul Educației va elabora ghiduri metodologice pentru fiecare disciplină. Unele conținuturi pentru această perioadă vor fi abordate în anul școlar următor. Citește-ți testul care îți schimbă viața. Ce au inventat cercetătorii de la Oxford? Cum se va încheia media pentru cei care nu au apucat să ia destule note referitor la încheierea situației școlare? Mediile vor fi încheiate cu minim 2 calificative sau note, însă nu se vor mai susține teze. Pentru situații excepționale, în cazul în care un elev nu are 2 calificative sau note, Ministerul Educației va comunica modalitățile de încheiere a situației școlare. Vom încheia cu bine anul școlar. Studenții vor continua învățarea asistată de tehnologie, iar examenele se pot susține și online. Fiecare instituție de învățământ superior va stabili modalitatea și data examenelor în baza autonomiei universitare, a precizat ministrul. Citește-ți Traian Băsescu, adevărul despre demiterea lui Adrian Străinu Cercel, el cerea o politică contrară. În ceea ce privește reluarea activităților în cadrul unităților de învățământ, elevii din clasele a 8-a, a 12-a și a 13-a, anii de final de ciclu profesional și liceal, pot reveni pe data de 2 iunie doar pentru 2 săptămâni. Se vor realiza în această perioadă numai activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale. Pentru elevii care au probleme de sănătate sau au în familie persoane cu risc de îmbolnăvire, prezența la școală va fi opțională și decizia va fi a părinților. Pregătirea lor va fi în mod online. Când se va susține evaluarea națională și bacalaureatul, evaluarea națională și bacalaureatul se vor susține în conformitate cu noua programă și respectând calendarele comunicate deja. Evaluarea națională începe din 15 iunie, iar examenul de bacalaureat începe cu probele scrise pe 22 iunie și va continua cu probele pentru competențe. Calendarul acestora va fi comunicat ulterior. Examenele susținute de cadrele didactice, de titularizare, definitivat, se vor desfășura cu respectarea măsurilor de siguranță și ministerul va comunica modalitatea de susținere și calendarul. Citește-ți, soția milionarului Ovidiu Tender și i-a făcut o mască neconvențională foto. Vă asigur că se vor lua toate măsurile de siguranță pentru a evita orice risc de îmbolnăvire.
MEC și MESE vor elabora un ordin comun pentru a stabili în mod clar toate măsurile de siguranță privind reluarea activităților în unitățile de învățământ. În sala de clasă vor fi maxim 10 elevi, respectând măsurile de distanțare socială. Inspectoratele școlare vor pune la dispoziție un tel verde pentru orice întrebare sau nelămurire pe această temă. Vreau să subliniez că toate măsurile luate de MEC respectă recomandările medicilor specialiști. Obiectivele MEC pentru această perioadă sunt încheierea cu bine a situației școlare, iar examenele pentru elevi, studenți și profesori să se desfășoare în siguranță și în conformitate cu legea, afirmat ministrul educației.